Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou tutorial pe acest canal. Astăzi vă voi învăța cum să vă băgați sigur pe CSGO, mai bine zis cum să vă antrenați și să deveniți un player bun și să, nu știu, să jucați bine CS, pentru că mulți mă acuză de hack, mulți zic bă ești bun, mulți zic suși pula, mulți zic nu-mi pasă așa, au fac să câmpi și câștile de pe orechi, așa că ne facem tutorial cum să devii mai bun la CS, adică nu că aș fi eu cel mai bun, bine, trolez pe contul ăsta și pe ăsta e contul meu main, adică pe contul ăsta am fost Eliem, n-am mai jucat serios, m-a părut în cur, acum vreau să fac Prime, aveam așa se vede și vei, vreau să fac Prime. Până atunci mai ai zbără și la screenshot-uri aici screenshot-uri când aveam skin-uri, mi-am vândut, by the way. Asta nu era Dragon Lore-ul meu, asta eram într-un meci de troll și i-am găsit Dragon Lore la unul pe jos și am făcut poză. Aici eram DMG, aici nu aveam, bă, stați așa un pic să vă arăt. Deci, uite, play against cheaters. Asta era primul meu match când am dat de cheater în echipa adversă și nu aveam ce să fac și am trollat. Lem, vedeți și voi, deci nu o să bâtă și nu o să fiu bâtă. Acum hai să vă arăt cum să jucați bine. În primul rând, aveți nevoie de mapa asta. De asta, de asta și de asta. Patru mape. Le vedeți și voi aici. Astea, a și asta. Adică da, asta, asta, asta și asta. Primul rând intrăm pe mapa aimbots. Da, asta este o mapă pe care te antrenezi, ți antrenezi cum ar veni, cum să tragi. Știți, dacă mă gândesc, dacă nu știți ce înseamnă aim, de-aia v-am zis. Îți antrenezi chestiile astea, adică, da. Dar nu mi-a frate, stai un pic, am impresia că monitorul ăsta stă cam strâmbiș de tar, dar la cap, dacă îmi pică în cap. Oh, 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 ce-am făcut? Custom, așa. Așa. Perfect. Hai mă să se încarce și mapa, o să încarce destul de greu. I don't know why you say goodbye. Hai să se încarce, că nu vrea să se încarce, pentru că da să se încarce. Hai mă, încarcă-te, da, o să încarcă mai greu, dar până atunci vorbim. Da. Hai, încarcă-te odată! Da. Hai, că e bine, frate. Deci, ca să vă antrenați aici, intrați pe mapa asta, e mapă frumoasă, mapă ca la carte cu buți. Deci, trebuie să antrenați. Nici eu nu m-am antrenat, așa că o să vină toți silverii hateri. O să zic că, bă, frate, dar nu ești bun la jocul ăsta. Nu ești bun. Practic mapa asta e pentru începători la aim, pentru că odată ce ți-ai format aim-ul, nu mai trebuie să intri pe mapa asta. Intri doar pe alea la... Hai să zic că intri așa un 5 minute să fii sigur, sigur că ai cel mai bun aim, că ești cel mai bun pro player din lume, dar... ok, asta ce fost la barna mea. Gon flick, maybe? Maybe flick? Flick! What a flick! Mă, flic, dai flic, dai flic, 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 flic. Dai mă, morea, ok. Deci faceți pe mapa asta. Scrieți în consolă bot stop 0 și se mișcă buții și faceți pe ei, vă antrenați. Dar în pana mea nu m-am mai antrenat, doar văd că trag bine și fără să mă antrenez. Eu deja am aim-ul format, adică am fost la meciuri de LM, suprim global, chiar adică am jucat cu prieteni global, n-am fost global. Adică am fost doar o dată global, dar o durat 20 de minute și am derancat deja. Deci da, trebuie să vă antrenați aim-ul foarte bine. Acum nu sunt eu scrim, acum dacă dau head-urile astea pe buz, nu înseamnă că o să le dau și în matchmaking. Dar asta e ceva antrenament, bine, acum trebuie să și mișc. Uite, prostul ăsta nu se mișcă, uite, ăsta nu se mișcă, ăsta nu se mișcă. Uite, ăsta se mișcă, vedeți, trebuie să se miște, uite, văd că-s proști toți, mă, bă, mișcați, stai să iau morte. Și aia dăm și un 5, se va, și vă antrenați pe aici, pe uite, trebuie să se mișcă, vedeți, și trebuie să vă antrenați bine. Unii, de exemplu, o să zic în comentarii, ai frate, că e ușor, mă, ce buți, ce, mă, ce asta buți. Și după aia vine ceva pe mapă, ceva gen, muri, 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 gata, m-am antrenat. Gata, nu e așa, frate. Trebuie să joci 10-15 minute pe zi, cam timp de vreo 3 luni, să faci chestia asta și după aia când ți-ai făcut aim-ul, intri 10 minute pe zi când vrei să joci matchmaking și aia, frate, uite, hai să luăm și pe ăla. Deci trebuie pur și simplu să nu joci mult după ce te-ai antrenat, că după aia, na, îți pierzi timpul ăla. Adică eu, de exemplu, acum n-am ce să mă antrenez pentru că am cooldown pe competitiv, că da, am trollat și asta se mai întâmplă. Deci ăsta e singurul secret, trebuie să te antrenezi, frate. Uite pe mapa asta, aici poți să-ți faci un setări, speed, uite, să se miște mai repede, boții, speed 5, să se miște cel mai repede, dar văd că la nu prea are chef de mișcare, uite, nici ăștia, nu cred că schimbă speed-ul sau barnăm. Headshot only mode, deci acum trebuie să ai numai, boots health is being reset to 100 constantly. Deci oricât tragi în el nu moare, ok. Aici e numai headshot, vedeți? Vezi, nici eu nu sunt cel mai bun player, dar totuși încerc să mă antrenez aici, să
pot să joc la meciuri de rang mare și na, adică așa o să aștept și voi, adică ăsta e secretul, până, trebuie să te antrenezi. Trebuie să devii din ce în ce mai bun. Atunci, după ce o să vedeți videoclipul ăsta, nu o să mai fie atâția silver idiots care habar la... Bine, o să rămână întotdeauna silver, pentru că dacă vă uitați la videoclipul ăsta, nu înseamnă că o să și respectați. Adică, uite, vedeți, ăsta dacă-i trag acum, acolo nu, bă, ăsta mai în cap. Asta e, frate, uite, nici eu nu trag cel mai bine, dar trebuie să te antrenezi în pui mea, adică na. Mai să luăm și un AVP. Wow! Un AVP, un nou scop și... Oh, ok! Headshot! Uf. E, fain, fain. O să-i trag... Ah, pot să-i trag, da. Dar se resetează la 100. Ok. Mă pot omoră buții prin asta? Da, și asta e prima mapă, hai să mai dăm noscul ăsta. Perfect. Asta e prima mapă, e foarte șmecheră. Ce s-a făcut? Ah, ok. Deci, asta e prima mapă, să zicem. Asta e prima mapă, ok. Offline with Boots, Workshop, a doua mapă e... Crosshair, Crash, pa! Ok, trebuie, cred că o să, dacă îmi dă loc tot la fel de greu. A, 12 FPS-uri, hai că am un PC de... Ce ai, frate, că merge GTA 5 în 1000 de FPS-uri. Ok, glumeam. Hai să vedem, pornește și ăsta. Durează mult la loading, nu știu de ce. Nu știu ce-a păsit calculatorul meu de durează atât. Dar nu contează. Sper să nu facă chestiile genul competitiv. Da, și unii mai zic, de exemplu, am eu un prieten care zice: hai, frate, jucăm compe. Eu zic: da, mă, frate, te-ai antrenat? El zice: mă antrenez în warm-up-ul de la competitive. În warm-up-ul ăla nu faci nimic, ăla e pur și simplu să aștepte toți playerii să intre, nu-i warm-up. Scrie acolo warm-up, pana mea, frate, acolo, scrie, să scrie și ceva, să nu scrie așteptând playerii sau chestii genul. Ăla numai warm-up nu-i, pentru că 60 de secunde n-ai timp nici să te duci să te piști cu aia și vrei să faci warm-up. Da, asta vă zic, stai să nu mai am pic să fac ceva. Ah, ok, se dă loading. Perfect, ce faceți pe mapa asta? Ei bine, pe mapa asta, vă alegeți țintele preferată. Ce, bă, bă, ce țintă jumecheră? Cred că cu asta o să știu de acum, acolo, azi, bine, cum joc cu ea. Aici vă testați dacă dați head-uri bine, bine, dar oricum ori head-uri bine, mă, dar bine, cu țintă nici chiar de aia canceroasă, care să nu poți să joci cu ea, adică, na. Păi, de țintă asta chiar e frumoasă. A, nu-i frumoasă, nu-i frumoasă, nu-i frumoasă, nu poți dau chiar head-uri. Poți dau chiar head-uri frumoase, na, tot ținta lui Pit, rămâne baza. Puh. Ia să băgăm pe... A, nu-i urât, e urât. Asta tot aia, asta... Nu-mi plac alea mici. Asta lui Pity e baza pentru mine și eu dați aici, deci vă selectați orice țintă și pe asta puteți. Uai, ce țintă urâtă e. Uai, nu pot să joc deloc cu ea. Na, nu-mi place, am făcut eu și pe acolo, Lucky. A, ce țintă e cu aia asta? Pot să joc cu ea, dar nu-i bună, adică nu-mi place mie. Uite, aia, păi ce-ai făcut, mă, nene, mă? Aici vă selectați de la CZ, ținta lui CZ, lui Shroud. Bă, așa lui Shroud nu-i chiar ea, dar e prea mare, nu știu, părerea mea că e prea mare, ia să vedem. Vedeți, e foarte mare. Dar mai puteți să vă setați și de aici, de aici, de undeva. Stai, nu de aici. De la Game Settings. Dați aici, ăsta e Crosshair Style, dați aici și vă setați. Da, asta e, na, aia de fost și urâtă. Arată, e fain că arată cu roșu, cu nici cu ținta pe inamic, vedeți? Și dacă, și mai e un bug care dacă vă uitați la el prismă, cu arată cu roșu și ca un fel de Oleg. Dar vă zic să nu o folosiți, că vă luați o vorba și la cât de cancerul și ziceți-mă de o vorba, ce ție o vorba și dacă te-ai înșat prismă. Deci, de aia, bine, eu nu mi-am luat că nu o joc așa de mult CS și na. Dar dacă faceți shaduri de genul la cât de cancerul sistemul de overwatch în ziua de azi, vă luați foarte ușor overwatch. Deci nu vă recomand să... Mai ales să gândești să folosești cheat-uri și să... Și să-ți iei overwatch real, adică... Dați seama cât de easy se ia overwatch real. Ha, să am un Oleg aici. Ia uite ce Oleg am. Uite mă ce Oleg am. Mai e unul. What?! No, și asta e, ia să mai vedem pe aici. Mă rog, asta e mapa pentru... Știu că se resetează ăsta, mă, view modelul ăsta, să-l vedeți. Pentru că vă se reda și view modelul, de ăsta e și mie, chiar ce să zic. View modelul nu că ar fi o mare problemă, eu pot să joc orice view model, stați.
Bine, acum că orice viu mă deranjează să nu mă deranjeze să-mi fie arma în mijlocul ecranului. Știți că eu sunt de modelul care să arma în mijlocul ecranului și alea nu scală mea deloc. Ok, să intrăm pe altul. Pe care să intrăm acum? Să zicem offline with bots, workshop, view model, crash! Hai că mai cu ocazia să ne facem și noi view modelul, mai ca lumea. Dar cred că o să dureze iară jumătate de oră până se încă... Yep, durează jumătate de oră, o să intru frumos pe telefon. Oh, durează mult. Moș Crăciun a postat în grupul Minecraft România. Ai de capul meu. Ah, să moară familia mea. Minecraft România. Hai mă, te încarci repede. Minecraft România. Mă gândeam la un moment dat să ies din grupul ăsta, dar e nu arată aia, las că la mâncă. Mai am bașul joc de prunci. Ai, așa. Aici, ce facem noi? Aici facem view modelul. Da, aici facem view model ca lumea. Deci să clicați pe aici, aveți niște multe setări, multe, multe setări. Personal aș alege view modelul ăsta. Personal și un pic mai la dreapta. Personal ăsta e view modelul meu care e baza. Ia să-i sărim și pe aici. Că am văzut că mai mulți mă întrebau care frate view modelul tău. Ce view model folosești? Uite, ăsta e view modelul meu personal ăsta care e baza pentru mine și acau. Ce mai ești? Deși te cuveți? Asta e view modelul meu. Da, m-am spus să nu mai fie întrebări de genul. Frate, ce view model ai ce? Așa și mai este o setare. A, bine, vă arăt și eu la Curie Action, dar mă întrebați toți o setare. Setarea asta, uite, vedeți, normal, default, când vreau să iau o armă, mi-o dă în mână. Opa, stai că m-am încurcat. Ia, uite, când vreau să iau armă de pe jos. Acum nu mi-a dat, asta e. Când vreau să iau armă de pe jos, mi-o dă în mână, vedeți? Uite, și dacă doar când am AWP nu mi-o dă în mână, vedeți? Deci setarea default, când am AWP în mână, mi-o ia așa. Păi, ce mai trebuie să scăpați de la, nu? Duceți frumos aici, Game Settings, și dați jos, 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 Switch Weapon with Pickup. Ați pe nou. Și acum avem asta în mână, uite. Eu nu mai am mână, vedeți? Deci nu ne mai deranjează. De exemplu, eu vreau să-i dau cuțit la ăsta. Eu nu aici, vreau să-i dau cuțit, dar eu un tec pe jos și când am cuțitul, mi-l ia din greșeală și după m-am pușcat ăla. Deci mă încurcă. Na, pane. Și, da, vă recomand să vă luați ăla, ăla e mult mai bun. Și, a, și cum se mișcă așa mâinile, asta nu mai știu cum am spus că ziceați. Vedeți, mie nu mi se mișcă chiar, eu n-am chestia cu low ăsta aici. Am chestie gen, vedeți, mie mi se mișcă un pic, nu, nici default, nici low S, nici high guess nu am. Nu știu, am dat pe net, căutați view model not moving sau ceva de genul și vedeți acolo cu comanda, uite, vedeți? Mie mi se mișcă, dar mi se mișcă puțin, nu mi se mișcă nici deloc, ăsta e deloc. Ăsta e foarte tare, deci zboară mâna pe ecran și ăsta e așa un pic, dar nu nici chiar cum am eu. Asta e așa mai tare, se duce arma spate, mă rog. Deci, hai să vedem următorul. Să sunt un pic. Așa. Pac. Reaction time test. Aici, practic, să vă... Pentru AVP și pentru alea, știți voi, când iese unul după pe deci de alea, să... Aveți reacția bună, nu? A, poate intră taică-miu peste mine. Sau bunică-miu, nu știu, nici nu știu cu cine sunt casă. Ah. Hai, frate. Da, și de ce se face așa de tare? Să zic un pic așa, gata. Ok. Reaction time, practic, uite. Deci, dăm aici. Sau cum e mai aici? Mă rog. Cred că trebuie să stau aici. Get ready. Și cred că când se schimbă culoarea. Da, ce trebuie să fac? You shred the blue box. Nu, deci... Așa.
Deci uite, 0,270 de astea. Asta e foarte bine, practic e foarte bine. Ia, nu, 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 hai să mai facem o dată. Hai să mai facem o dată. Nu trebuie să o lași AVP, cred că să ai. Give weapon and AVP, ca să aveți cum ar veni în pielea voastră. Nu. Dă-i mai restart, mă. Restart! Restart. No, și stă... AVP! Așa, stați aici și când se face roșu, se face verde, pardon, dați click. No, uite, 0,310. Normal, alea de om normal, care nu e gamers, 350 plus, da? Eu acum n-am pus atent, că vorbeam cu voi. Hai să ne concentrăm. Aaa, prea încet, frate, prea încet. Bosulică, ce-ai făcut? Asta e ultima mapă, așa că o să ne distrăm mai mult pe ea, nu? Pot să fac și așa, gen. Ah! 300. Chiar! Stai! Server infinite ammo. Server infinite ammo. Ah, server in 1. Stai. Cred că acum dacă trag așa și fac așa, continui cum ar fi. What an inhuman! Nu cred că am ideea asta. Nu, imposibil așa ceva. Nu pot să cred că am ideea asta. Give weapon underline negev. Ioi de capul meu! What an inhuman reaction! Scanny, yes! Bă, practic aici am jucat legit, adică nu v-ați țigănit de astea cum fac. Eu stați aici, chem și când se face verde, vă trageți, nu? Ia să ne uite, 260, te am, am practic sub 300 stalea de gamer, mă, de gamer, minecraftist adevărat, mă. Bă, azi așa se antrenez drecu, eu, sincer, mă bazez pe mai mult pe aim, că reacțiile, până la urmă, trebuie să ai reacții sub 300 ca să joci CSK lumea cu AVP-ul. Da, uite, am sub 300, deci pot să joc CSK lumea și cu AVP-ul, nu? Pana mea, frate, hai să vedem, dăm și noi F10, stai, bind, this, stai, bind, cum era? Oh my god, bind. Bind F10 disconnect. Dăm și noi pe... Atunci am pis să-mi fac și aici ceva. F10. Perfect. Am intrat pe F10. Sper că v-a plăcut acest episod din tutorial. Da. Dacă mă întrebați cu ce program filmez, m-am mutat din nou pe OBS. Shadowplay suge. Pentru că nu suge, dar... Acum pe mine mă deranja la OBS că apăsam pe o tastă și nu-mi filma. Pur și simplu nu filma. Dar acum... Filmează când apăs pe F9 pentru că am și al doilea monitor și pot să mă uit doar datorită skin-urilor de CSGO, pentru că le-am vândut pe toate. Am al doilea monitor și na, acum pot să mă și eu. Adică bine, aveam al doilea monitor, dar nu se potrivea, nu știu cum, mufa era, nu știu ce țigănie și mă rog. Bă, sper că v-a plăcut acest episod mirobolant tutorial, cum vreți voi să-l chemați și ne vedem data viitoare. Bye, bye!